Sărea cu Michael Jackson, cel mai sfânt după pământ. Ia mă ăsta, unde are documentele medicale? Ia, Șerban ajunge un chirurg apreciat. Eu, cine plămează? Dar analizăm metodic ce se întâmplă cu familia lui Eminescu. Ia-o Ioana, când ziceam pe tot. Pedigriul familiar mi lasă pe toți membrii acestei familii ca având un puternic capital biologic. Deci ăsta este un medic tare obiectiv. Părinții sunt sănătoși și au 11 copii. Mamă ce se futea ăștia! Deci mama are Eminescu, mamă fătătoare originală. Reușește să facă 11 copii. Dintre care 3 mor în copilărie. Așa se mai întâmplă. Iar ceilalți ajung la maturitate și încă foarte bine dezvoltați. Deci erau măritări. Totuși pentru rămânirea alea. Chiar și întâmplători indicii de sifilit congenital somatic nu sunt semnalate în aștept cu feți morți sau decese ale copiilor imediat după ce au fost născuți. Nu, era prostia. Șerban ajunge un chirurg apreciat. Eu avea un frate medic. Eminescu Diliu. El moare la Berlin de tuberculoză pulmonară. Ăștia l-au ceva cu și tulburări psihice. Deci s-a gândit. S-a dus până în Germania, le-a făcut la ea arpă, nu a dat tot. S-a extenuat. Iorcu moare după o răceală. Mamă, ce tare a terminat, să-ți bat pula dacă mor după o răceală. Tuberculoză galopantă. Deci tot plămânit, v-am zis eu, și am problemă cu că-mi ia venit pula. Și nu se sinucide, așa cum afirmă Călinescu. Deci Călinescu era un mincinos de loc. Pula mea, că zic că era pervers. Dădea limbii din. Și el a apărut, a avut o strălucită carieră. Ca ofițer, deci era și în armă. Ilie moare la 17 ani de tifos. Tot cu pământ. Ăștia aveau creierile atât de strălucite cât trebuie apărut din pământ. La școala de medicină din București a lui Davila. Fără indicii de lucru cerebral. Deci, asta nu a murit din lucru. A murit lucid, da. A murit pula. După Rezuș et companii, era încă prea de vreo astfel de atâține de manifestare. Și asta face țânt. Harieta este paralitică. Deci a avut o soră paralitică. Deci genile se nasc cu handicapat, în modul ăla. Sunt faze de astea. Deci mulțumesc de Dumnezeu, Doamne. Că cel mai normal. Să fie handicapat. Dar știi că am și o soră mai mare care a murit? Aglaia suferă de Basedo și are mai târziu un copil ofițer psihotic. Eu, era și ofițer pe care a reușit, dar era Diliu. Era la cochi binoclari. Dintre toți, Matei este sănătosul. Trăgea ofițerul la Matei. Vine nebunul și trage cu turul. Singurul care mai rămâne cu tulburări psihice este Nicolae, ce se sinucide în 1884. Oule, ăștia erau între bipolar și schizofreni. Cu studii de drept și bun avocat, până nu îi se cunoaște tablou clinic, nu se poate accepta diagnosticul de sifilis congenital cu debut la 41 de ani. Deci, e bine cu contractul.
congenital înseamnă dermatitisa muscular. Moare până în adolescență, maxim. Mai ales pe vremea aia când erau antibiotice. Și era plin de bube. Nu era doar drag. La Mihai Eminescu, marele poet, s-a declanșat în 1883 și a fost diagnosticată de Alexandru Șurciu ca mania acută. Păi, să zicem, poetul este ca din prima greșită. De aceeași părere este și Maiorescu, un cunoscător al psihozelor. Pe atunci acesta nu beneficiu de un tratament corespunzător. Uite care era și părerea mea. De multe ori, mania se cronicizea, evoluând spre demență. Ia uite, Eminescu avea și perioade când era retard. Îi cutea balele din gură. Deci nu ciocănit pe Audi. Atunci acesta numai așa, același diagnostic a fost pus și de doctorii Oberlin Dobelin. Solin. Evoluția bolii lui Eminescu de la 83 până 89 nu corespunde în evidențe progresive. Deci trebuie să fie o chestie ascendentă, nu? Biblioteca din Iași traduce în 1884 un dicționar de sanscrită. Ăsta se apucă să-l dă cu era de mers, se apucă să învețe o limbă indiană. Nu știu, are ceva cu micelie de ăștia. Și astăzi, pe cea ce din 86, interna la Spitalul Mănăstirii Neamțului, compune mișcătoarea de ce nu-mi zic. În 1807, Ace Cuza găsește printre hârtirea lui poezia Camadeva. În 88, poetul însuși apare la Junimea și prin traducerea intercabilă, Lice. După piesa lui Olge. Colaborează de la Funcțiunea Bazaluziei și este aproape complet refăcut public. De Gontu și de George Ferdinand, dar îi spune că normal, dar nu era normal să fie normal. Trebuia să fie supranatural. De adevărat, trebuia să fie scrisastă din ochi lumină. Și toată așa de... ca să fie. Vedea. Hai să vă zic prima poezie, n-am făcut eu la 18 ani. La prima am găsit de față, de fapt, 17-18. Și, de fapt, nu era. Acum a fost egoismul meu prima poezie, dar o să mai decrez, nu știu, cred că mai zic o poezie, dar mă rog. N-am scris-o numai eu. Dar o am în cap. De fapt, este revival, e reviața, care se descoperă prin moarte. Eu m-am sinucis doar ca idee, nu am făcut-o cum am făcut-o și te-a. Și ca să-ți dai seama ce înseamnă în mintea unui sinucire, știu că și-a de la sută la mine, ia să vezi foarte, ia să vezi foarte. Hai să vezi ce se întâmplă în mintea unui sinucigă și zice un poet. În ultima etapă a vederii. Că voi trebuie să știți ce se întâmplă în mintea unui sinucigă. Poți să zici, băie, ceva particular, nu? Trebuie să fie ceva. Oare cum ar ce mă întâlnă la un altul? Un element comun. Și ce zic eu, bă? Da, în versul. Fiecare îmi spune ce vrea. Dar niște versuri la fel direct, pentru că vreau să mor. Și asta o ziceam când mă credeam nemuritor. Că în adolescență și în tineret, ești nemuritor.
Deci fă frumos pe pământ, dacă nu simți asta e ghinion de la Dumnezeu. Vreau să mor. Vreau să mor. Îmi strigă gândurile în cor. Curând sunt cu mine acum. Să mor în vine. Vreau să nebunesc. La ce oare mă gândesc? De asta trăiesc. A câta oare? Poate să mă doar. Nu simt plăcere. Nu simt plăcere. Nu simt apreciere. Doar o cerere. Până la urmă, vreau să mor. Ăsta e al meu dor. Asta sunt un simț de ceva. De fapt, eu cu el, când de mai mult cu oameni, nici măcar nu știu ăsta, mă. Nu știu ăsta. Când nu știu ăsta. Nu știu ăsta.